Să fie într-un ceas bun. Să dea Dumnezeu. Să rămână bună ziua! Bine v-am găsit! Aici sunt medicamente, nu? Da. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Începem cu două încăperi, două intrări, intrarea pentru medicamente și pentru eliberarea medicamentelor. Asta este o lege a farmaciei. Deci medicamentele au un anumit circuit. Intră printr-o parte și ies prin altă parte. Deci corespunde din toate punctele de vedere spațiu. Este dotat cu depozite foarte frumoase. Haideți să ne arătați. Așa. Depozite. Toate depozitele sunt prevăzute de așa. Așa, da? Ia-mi e foc, da. Aici sunt medicamente tot, aici nu? Aici sunt soluții perfuzabile. Ăsta da. E depozitul de soluții perfuzabile. Mai departe avem câteva cuvinte despre fiecare depozit în parte. Aici avem depozitul de tablet, pastel. Aici cine este? Deci tableta, da. importurile, da, și fiola. Da. Da. Așa, iar cea mai importantă, să zicem așa, încăperea farmaciei este oficina. Oficina este încăperea în care se prepară infecțiile. Aha, partea de laborator, nu. Cum s-ar spunea farmaciei, nu. Nu, asta este laboratorul. Aici se pregătesc condițiile în vederea eliberărilor către bolnavi. Deci da. Asta este partea, așa, de foarte frumos. 2-3 zile am intrat și un sistem online, care ne permite o monitorizare foarte corectă a consumului de pacient, da. Pe secție, pe medic și respectiv pentru spitalul. Așa, și în afară de asta, toate secțiile au acces la stocul de medicamente din farmacie și adică ei pot să vadă online ce online există 24 de ore. Și ce pot recomanda. Da, deci 24 de ore au acces la stocul de medicamente din farmacie. Asta e o chestie foarte bună. Da, da. Chiar și aici probabil unde țineți la rece... Aici avem medicamente termolabile, există medicamente în farmacie care se păstrează între 4 și 8 grade. Asta înseamnă termolabile, avem, combine de colegi. Da. Și revin deja în niște combine când le revin în niște lăs frigorifice și noi imediat și se pune. Și noi la rece, între 4 și 8 grade. Așa. Și aș vrea să vă prezint puțin și farmacia de programe. Vă rog. Așa. Când este gata colica, pacientul nu vine înapoi și ia primire toate medicamente. Asta este iarăși o obligație a unei farmacii ce vine prin această cameră de predare. E obligatorie. Obligatorie, da. Iar aici avem farmacia de programe. Farmacia de programe... Aici pregătim medicamentele pentru programul HIV, pentru programul TBC, pentru programul de oncologie și pentru CPU, adică pentru centrul de primire urgențe. Da. Sunt bugete separate, gestiuni separate, dar ele fac parte din un total. Și pe fluxuri diferite se decontează fiecare cu casa. Da. Nu, astea sunt medicamente care se decontează direct de la Ministerul Sănătății. Direct la Ministerul Sănătății. Cealaltă farmacie de la casa de asigurări, da. Cam. Da. Foarte și aici frumos. Tot așa online, da, spațiul este nou, mobilierul este nou, după cum vedeți, am avut o înțelegere deosebită. Și medicamentele în termen de valabilitate, toate. Corect. În primul rând avem niște înțelegeri în caietul de sarcini cu furnizorii, nu primim niciun medicament care expiră în mai puțin de un an de zile. Dar există și situații foarte, foarte, să zicem așa, speciale, când un medicament, de exemplu, se găsește în piață decât, să zicem, într-un termen foarte scurt. Noi atunci trebuie să facem un compromis, nu putem să lăsăm spitalul fără acel medicament, dar tot în termen, chiar dacă... În termen, dar nu are un an de zile, să zicem 3 luni de zile, ne asumăm da. Riscul. Doamne ferește, dacă expiră în farmacie, există o procedură a farmaciei de distrugere a acestor medicamente care intră în categoria deșeuri foarte periculoase și există o procedură. În farmacie, cu tot cu transport, au voie să stea 72 de ore, 48 de ore în farmacie. Dar nu le neutralizați în farmacie? Nu. Nu. Spitalul are un contract cu o firmă de distrugere a acestor deșeuri
foarte periculoase, cum sunt medicamente. Și se distrug probabil prin altele, prin incinerare. Asta nu știu. Deci ei vin, ei sunt obligați ca în 24 de ore să vină să recolteze aceste produse și să le distrug. Mai departe este problema lor. Da. E o firmă autorizată în acest sens. Corect, da. Sigur. Am înțeles. O firmă... Vreau să încep prin a felicita atât pe cei care lucrează în această farmacie, conducerea spitalului. Iată, în programul nostru de modernizare, de reabilitare a Spitalului Municipiului Roman, printr-un grafic în care fiecare secție, fiecare spațiu să aibă acces la modernizare, să aibă acces la updatare. Astăzi are loc inaugurarea farmaciei Spitalului Municipal de Urgență Roman. Un spital care deja s-a făcut cunoscut nu doar în municipiu și în zonă, ci și la nivel județean și regional, știind că mulți bolnavi beneficiază de serviciile acestui spital nu numai din județul Neamț, ci și din Bacău sau din Iași. Un spital care are o poziție geostrategică importantă, un spital a cărui importanță noi, romașcanii, dar și cei din jur o cunosc, din păcate mai puțin o cunosc anumite autorități, cu cât crește distanța față de noi, cu atât se cunoaște mai puțin, dar avem noi grijă să fie cunoscute toate aceste lucruri și nevoile pe care le avem. Așa cum vă spuneam și în conferința de dimineață, am depus anumite puncte de vedere și memorii, atât către Senatul României, prin Cabinetul Senatorial din Roman, către Camera Deputaților, prin Cabinetul Deputatului Mugur Cosmanciuc, prin Ministerul Comunicării și a Transparenței, prin doamna ministru Violeta Alexandru, prin care am transmis un memoriu și primului ministru, domnul Dacian Cioloș, prefectului județului Neamț, astfel încât noi dorim acest spital nu să fie respectat pentru instituția în sine, ci să fie respectat pentru oamenii care lucrează aici, pentru bolnavii care se tratează aici, pentru cazurile grave care se întâmplă în principal cu ocazia nefericită a unor evenimente, a unor accidente și nu cu mult timp în urmă un accident care s-a întâmplat la Secuieni, un accident cu victime care a dus la blocarea lui E85, avea nevoie de deservire, iar mașina smursătea în curtea ISU, ceea ce mi se pare o anormalitate, drept pentru care toate demersurile noastre au fost făcute în acest sens și nu o să ne oprim aici. Inițiem inclusiv prin discuții cu parlamentarii modificarea legii în Parlamentul României, pentru că lucrurile trebuie să fie clare, concrete, nu făcute doar dintr-un birou, oricât de deștept și de priceput ar fi un om care nu cunoaște realitățile, care nu cunoaște exact modul în care se desfășoară o anumită activitate și impactul pe care poate să-l aibă un serviciu medical într-o anumită zonă, nu trebuie să ia decizii a priorice. Încă o dată revenind aici, această investiție este undeva în jur de 150.000 de lei, o investiție importantă pentru spital, vor urma și altele. Sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai vor anunța noi inaugurări în Spitalul Municipal de Urgență. Vreau să vă spun că mă bucur că avem o echipă managerială bună, competentă și inimoasă, care lucrează foarte bine împreună și foarte bine împreună cu colegii din spital, care își dau interesul și în directă colaborare cu noi, reușesc să obțină rezultate frumoase. De asemenea, doamna farmacist, care este aici prezentă, se va bucura de acum încolo împreună cu colegile domniei sale de o farmacie bine dotată, bine structurată și mai ales foarte important, care are fluxurile tehnologice stabilite conform legii. Este foarte important să ne adaptăm de la perioadă la perioadă, pentru că unele lucruri, unele activități, unele dependențe au ținut de anumite reguli cu mult timp în urmă, nu mai sunt de actualitate și iată că astăzi venim, updatăm și încercăm să ne pliem pe necesitățile și pe reglementările în vigoare, astfel încât să nu avem probleme, iar bolnavii care vin să se trateze, să beneficieze de cele mai bune servicii. Vă felicit încă o dată pe dumneavoastră, conducerea spitalului, îi felicit pe toți cei implicați. Am mare încredere în Spitalul Municipal de Urgență Roman, vă sunt așa cum v-am fost mereu alături și încercăm să facem lucruri bune pentru ca întotdeauna și personalul care lucrează aici, dar mai ales bolnavii de servicii, bolnavii care vin și se internează aici sau sunt în perioadă de situație de urgență pentru prin centru, să poată beneficia de cele mai bune servicii. Felicitări și mult succes în continuare, la cât mai multe, cât mai frumoase și cât mai bune
pentru toți deopotrivă, pentru că Spitalul Municipal este o instituție reper în municipiul nostru de importanță majoră, alături de educație, sănătate, reprezintă priorități ale noastre și iată că ceea ce am anunțat și în urmă cu 8 ani și în urmă cu 4 ani și de fiecare dată când este nevoie, aceste priorități le respectăm și ne pliem pe tot ceea ce înseamnă actualizare, modernizare, astfel încât lucrurile să meargă din bine în mai bine. Este o procedură, doamna farmacist o să vă explice, eu o cunosc, mie deja mi-a explicat-o, este o procedură printr-un regulament foarte strict, astfel încât lucrurile să poată funcționa foarte bine, pentru că sunt și medicamente uzuale, sunt și medicamente periculoase, sunt și medicamente care au o perioadă scurtă de viață, termolabile, și atunci trebuie încercat toate lucrurile acestea să fie sub control, dar cel mai bine și un punct de vedere competent îl va avea doamna farmacist care vă va lămuri acest lucru. Să spună și doamna director câteva cuvinte. Mulțumim domnului primar și Consiliului Local pentru sprijinul acordat, făcându-se astfel posibil reabilitarea unui alt spațiu al Spitalului Municipal de Urgență Roman și astfel mutarea farmaciei din vechiul spațiu în acest loc. Era absolut necesar mutarea farmaciei în spital, tocmai pentru a fi respectate circuitele. Farmacia este organizată respectând toate normele RBPF, adică reguli de bună practică farmaceutică, precum și respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea unei farmacii. Este vorba de legea farmaciei 266/2008, despre legea sănătății 95/2006 și ordinul 75/2010 privind regulile de bună practică farmaceutice. Da. Criteriul medicamentelor, circuitul medicamentelor este foarte bine pus la punct. Așa cum am spus și doamna farmacistă, orice farmacie trebuie să aibă două intrări separate. O intrare pe unde se face aprovizionarea de la furnizorii medicamentelor și o altă intrare pe unde cadrele sanitare vin cu condicele. Este acea cameră de primire, predare a condicelor. Încăperile au fost prezentate de doamna farmacistă. Este vorba de acea cameră primire-predare a condicelor, despre depozitul de medicamente, depozit de substanțe farmaceutice, de depozitul cu soluțiile perfuzabile, receptura, este spațiul în care se prepară rețetele, RP-urile, oficina este spațiul în care se pregătesc medicamentele, da, unde se pregătesc medicamentele pentru a fi predate pe secții doamnelor asistente și a se face tratamentul. Centrul informatic, noi de ieri am început să nu mai scriem condicele, medicamentele pe condici, ci online și merge destul de bine, am putea spune. Alte camere sunt anexele, nu? Da. Vestiarele și camera, biroul, arhiva. Toate aceste încăperi respectă regulile și de asemenea în regulile ISU, sunt dotate depozitele cu uși metalice. Avem sistem de monitorizare a temperaturii și umidității tocmai pentru a fi păstrate medicamentele corect. Supraveghere și monitorizare video și sistem de pentru detecție incendii. Ca și personal aveți suficient? La un moment dat aveați criză. A fost examen și au luat 3 doamne asistente, da, chiar foarte bine pregătite. Vor începe activitatea de pe 18 aprilie. Deci s-au sus la concurs 3 posturi pentru asistenți de farmacie. Era absolut necesar. Având în vedere și faptul că intrăm online, am intrat deja în online cu privire la, mă rog, aprovizionarea secțiilor cu medicamente și atunci s-au scos, în urma referatelor noastre, s-au scos 3 posturi de asistenți și s-au ocupat toate 3 acum 2 săptămâni. De pe data de 18 vom avea 3 colegi noi.
medicamentele administrative sunt din cele de ultimă generație sau aveți și... Deci, noi avem un contract cu casa în calitate de furnizor de servicii farmaceutice, nu noi, farmacia, spitalul, în afară de furnizor de servicii medicale, deci noi, farmacia, suntem furnizori de servicii farmaceutice. Și avem în fiecare an un contract cu casa pe o anumită listă de medicamente, care cuprinde în jur de 400 și ceva de medicamente, pe care noi trebuie să le avem tot timpul în spital. Mai există și anumite medicamente speciale care se aduc pe bază de referat în farmacie. Există cazuri deosebite, se aduc în decurs de 24 de ore. Există o comisie a medicamentului care aprobă aceste medicamente. Medicul din secție face un referat. Comisia care trece prin comisia medicamentului și în curs de 24 de ore se aduce acel medicament în farmacie în cazurile speciale. Deci avem și medicamente speciale care nu fac parte din lista pe care o avem noi la Casa de Asigurări, cu care avem contract cu Casa de Asigurări. Deci în cazuri de urgență se aduc și medicamente pe bază de referate. Iar această listă de medicamente de la an la an este se modifică și în continuă creștere. Da. Adăugăm în funcție de necesități și alte medicamente. În funcție de cazuistică, în funcție apar medicamente noi, medicii fac referate pentru a putea folosi să beneficieze bolnavi și de acele medicamente și atunci această listă se modifică într-un fel de la an la alt. Reușiți să vă încadrați în plafonul financiar? De obicei, da. De obicei, în da. 2015, 13,5% din cheltuielile avute la spital au reprezentat cheltuielile cu medicamente.